Ca să aveți noroc, sănătate, fericire și bani în noul an, trebuie să puneți în practică mici trucuri și superstiții care vă vor ajuta să credeți cu adevărat că veți avea toate acestea, chiar dacă se poate spune că au doar un efect placebo, tradiții la farmecul lor. Iată ce să faceți! Tradiția populară spune că spiritele rele se sperie de lumină și de zgomotele puternice, de aceea pe vremuri și chiar în prezent, în unele locuri, se trosnește din biș pentru a alunga spiritele malefice din anul care vine. În prezent se folosesc petardele sau artificiile. O serie de alte superstiții sunt legate de bunăstarea din noul an. Numărătoarea inversă de la trecerea noul an trebuie să vă prindă obligatoriu cu bani în buzunar. Astfel, în noul an veți avea parte de câștiguri și bunăstare. O altă superstiție spune că în noaptea de Revelion trebuie să consumăm pește pentru a ne strecura printre problemele și obstacolele din noul an cu agilitatea unui pește prin apă. Nu intrați în noul an cu datorii, încercați să scăpați de ele cât mai repede, astfel încât în noul an să vă meargă cât mai bine. De asemenea, nu împrumutați bani din prima zi a anului 2013. Iar credințele populare nu se opresc aici. Nu uitați să vă puneți o dorință. Se spune că dorințele puse la cumpăna dintre ani se împlinesc cu o singură condiție, să nu fie dezvăluite. Norocul în viață sau cel financiar trebuie să fie ademenit, iar soluțiile pentru aceasta sunt simple. La cumpăna dintre ani se spune că este bine să mâncați struguri sau stafide, astfel încât noul an să fie unul bănos. De asemenea, este bine să aprindeți o lumânare sau o candelă până dimineața, astfel încât anul 2013 să fie unul luminos. Tot de Revelion trebuie să purtați o haină nouă care simbolizează schimbarea și prospețimea. Ceva roșu vă apără de spiritele rele și privirile malefice, exact cum se spune că îi apără pe bebeluși de ochi. Pe 1 ianuarie, tradiția spune că prima persoană care intră în casă trebuie să fie un bărbat, pentru ca cei din casă să se bucure de protecție și noroc în anul care tocmai a început.